cele mai frumoase lucruri din viață, cele care rămân pentru totdeauna în noi, nu sunt lucruri, ci sunt oameni, situații, sentimente, emoții. Valuri vin, trec și iarăși vin în viața noastră. Adesea norii negri apasă cu plumbul întunericului lor, sufletele noastre. Ori altădată, bucuria luminoasă a clipei strălucește în inimile noastre, reflectând mireasma cerului și aducând infinitul albastru al speranței în viața noastră. Copleșiți de nevoie sau nevoi de tot felul, săraci sau îndestulați, încercăm să prindem rostul vieții care, asemenea mâinii pline de nisip în apa mării, ne scapă printre degete. Nimic din ceea ce iubim, dăruim și trăim în comuniune nu se pierde, căci se salvează veșnic în memoria iubirii Creatorului, în inima lui mare și atot cuprinzătoare. Ceea ce am trăit, frumos sau încercat, ceea ce am fost pentru cei de lângă noi, ceea ce suntem și ceea ce putem fi, totul reprezintă acel nepieritor al vieții, pe care molile, rugina sau hoții, nu îl pot strica sau fura. Astfel, nu ceea ce suntem și am fost este important, ci ceea ce putem fi. Ceea ce în adâncul nostru luminează asemenea unei comori bine ascunse, acel bine dumnezeiesc, chintesența sufletului nostru, adâncul adâncului din noi. Ceea ce vom fi pentru că suntem și am fost. Rătăceam în astă lume, deznădejdea m-a cuprins, dar am întâlnit în nume ce lumină mi-a prins. M-a privit cu duioșie și păcatul mi l-a luat, l-am urmat cu bucurie, căci mi-a spus că sunt către casă vreau să zbor, am doar fericii promise și le aștept cu atâta dor. Îmbrăcat în haine albe, către ceruri voi sui și cântând în tonuri înalte, oh.
încercării zi în cale. Doamne, te-a condus și te-a scăpat, chiar din văboi cu mâna tare. Tu ești Dumnezeu, în tine-mi pun speranța mea. Listening, and pretty soon you'll start to figure out
Asta e legea din Scriptură. Totul, totul e iubire. Asta e legea și în natură. Dacă mărul măr rodește, el n-o face pentru sine. Legea celui ce iubește e să facă numai bine. Să iubești mai sus de toate pe cel care te-a creat. Să faci milă și dreptate fratelui împovărat. Trăind fără Dumnezeu, omul e fără de lumină. Omul n-are decât eu căruia îi se închine. Și încearcă să trăiască fiecare pentru sine, dar așteaptă să-L iubească și să-i facă alții bine. Cine să te înțeleagă, fire rea și egoistă, dacă în mintea ta beteagă construiești o lume tristă? Căci așa avem de toate, garduri, lacăte și iale, bani, arme sofisticate, legi civile și penale, avem planuri și știință și zburăm până la stele. Viva astfel cu putință ca să mai scăpăm de rele?
întoarce, Iisus. Vremea s-a împlinit, e totul pregătit. Se aprind lumini pe înălțimi, vine Domnul iar să ne ducă la putea întâmpla fel de fel de miracole, dar trebuie să te învețe cineva cum să le privești, ca să știi că sunt miracole. Altminteri, nici măcar nu le vezi. Uneori pare că viața este cea care ne trăiește pe noi, iar nu noi pe ea. Uneori cu profunzime, alteori cu superficialitate. Trăim între nepăsarea unei clipe și speranța unui moment, între ceea ce suntem și ceea ce putem fi. Cu atenție, smerenie și mai ales disponibilitate, dacă ne aplecăm asupra detaliilor vieții, vedem că sunt lucruri extraordinare ce se întâmplă la tot pasul. Miracole pe care nu le observăm, pentru că suntem preocupați să ne concentrăm pe micimea vieții exprimată în glorie, speranțe mari și pășire pe suprafața apei existenței. Între a dori și a putea, între a vrea și a fi, între a fi și a avea, se desfășoară incredibilă povestea vieții, ce ne împinge adesea spre cele mai negândite limite, făcându-ne să descoperim mereu noi și noi limite. Căci cu cât împingem o limită, cu atât următoarea este și mai grea de atins, dar cu atât mai frumos de depășit. Fiecare pe drumul Damascului său, cu cheile cerului în buzunarul inimii și cu sufletul purtând harta celor mai noi limite, înaintăm cu speranța pelerinului, de la povara unei înfrângeri la bucuria unei iubiri, de la presiunea unui moment la bucuria unei clipe.